Ladies and gentlemen, Space Project. Dacă adori să-ți petreci nopțile prin cluburi și să dansezi până îți rupi 10 de perechi de conduri mai rău ca fiicele de împărat din poveste, pe ritmuri de trans și electro, atunci află că în curând vei avea ocazia să asculți muzică de acest gen, dar nu de import, ci făcută în Moldova. Și asta pentru că s-a născut un nou proiect, Space Project. Este primul proiect de muzică trans. Nu ne vom mulțumi doar cu muzica trans vocal, ci și vor merge și house și diferite direcții a muzicii electronice. Bănuind noi cam care sunt gusturile moldovenilor, nu putem să nu ne întrebăm dacă un asemenea proiect va avea viitor la noi în țară. Trans? Oamenii mai în vârstă, ei nu știu despre această muzică și eu cred că orice noi face, ei nu o să o înțeleagă. Nici în automobil, nici acasă, nici astăzi. Atât. Dacă până acum poate nu am ascultat atât de des muzică trans, de azi o să o ascult pentru că o cântă Natasha Matkovski și vreau să o felicit pentru această lansare. Cu mătra mea, Natalia Matkovski, ales așa un gen de muzică, voi fi cu ea alături și vom asculta, vom dansa, ne vom mișca în trans, da? Anume la noi deja, în Republica Moldova, lucrurile se schimbă, lumea începe a asculta, a aprecia diferite stiluri. Chiar dacă tu ești cântăresc de muzică populară, din când în când mai asculti și o muzică dance. Și eu zic că are loc și viață și un proiect trans, dacă e făcut calitativ.